care NATO USA-tâi ar urma să fie scos de sub monitorizarea Interpol, iar plângerea sa la CEDO împotriva Republicii Moldova a fost acceptată. Afirmațiile aparțin avocaților primarului de Bălți. Ei mai declară că informațiile apărute într-un video postat recent pe internet sunt manipulatorii, iar intentarea dosarelor pe numele clientului lor ar fi selectivă și la comandă. Avocații lui Renato Osată îi spun că informațiile difuzate în filmulețul apărut acum două zile pe internet ar avea drept scop influențarea anchetei care se desfășoară în Marea Britanie și în România împotriva făptașilor tentativei de omor a lui German Gorbunțov. Totodată s-ar urmări influențarea Interpolului înainte de adoptarea deciziei de excludere a lui Renato Osată în fișierele sale, decizie care urmează să fie luată în luna octombrie acestui an. Apărătorii lui Osată au vorbit și despre Ion Șoltoianu și Ion Druț, alias Vania Pisateli, condamnați pentru omor și respectiv comandarea unui triplu omor și care ar fi făcut dezvăluiri împotriva lui Usatei. Șoltăianu Ion este martorul principal pe cauza penală intentată împotriva lui German Gorbunțov atunci când a susținut că Șoltăianu a luat 10.000 de euro de la German Gorbunțov pentru a lichida pe Renato Usatei. Ce spune? El practic mai împrăvit film, el practic nimic nu spune concret. El spune la linie generală. Deci se folosește metoda influenței a unui vizitator care privește acest film prin comentează cel de urmă și asta ce vă spune. Deci la concret, domnul Pisatel, da, Ion Druț, el nu spune nimic. Reprezentanții legale ai lui Osatei menționează că German Gorbunțov era dat în urmărire generală încă din 2014 pentru că ar fi comandat asasinarea lui Renato Osatei, iar pe numele lui era eliberat un mandat de arestare. Chiar și așa, în 2016, procurorii s-ar fi întâlnit cu el pe teritoriul ambasadei Republicii Moldova de la Londra și nu l-au arestat, iar peste 10 zile a fost dispusă încetarea urmăririi penale pe numele lui Gorbunțov. Credeți-mă, în practica mea, nu am mai întâlnit asemenea cazuri atunci când organul de urmărire penală se deplasează la locul aflării învinuitului pentru a-l interoga ca ulterior, în termen de 10 zile, să înceteze dosarul penal. Nu este clar de ce s-a ghidat procurorii din Republica Moldova atunci când nu au întreprins nicio măsură în ceea ce ține de extradarea lui German Gorbunțov din Anglia în Republica Moldova. Iar la 15 zile de la aceste evenimente a fost emis mandatul de arestare pe numele lui Renato Osatei, precizează avocații. Mai mult că atât, este straniu și a ridic foarte multe semne întrebare însăși faptul de ce German Gorbunțov în 2012 până la încetarea urmării penale în privința sa în care era dorit în calitate de făptaș al tentativei de omor împotriva lui Renato Osatei, nu a făcut careva declarații care l-au denunțat pe Renato Osatei. Aceste declarații fiind făcute după încetarea urmării penale în privința sa. Apărarea consideră că acesta este un fel de change pentru deci, încetarea urmării penale, deci obținerea declarației de German Gorbunțov de incriminarea lui Renato Osatei. Apărătorii susțin că procurorii nu dispun de probe concludente împotriva clientului lor și că principalul scop al reluării urmăririi penale este ca Renato Osatei să fie ținut departe de Republica Moldova, iar imaginea sa și a partidului său să fie distrusă. Avocații mai spun că au primit un răspuns de la CEDO prin care a fost atribuit numărul dosarului Renato Osatei versus Republica Moldova cu referire la dispunerea măsurii de arest împotriva primarului de Bălți. Solicitat pentru o reacție, șeful adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Vitalie Busuioc, ne-a declarat că procurorii au cerut extradarea lui German Gorbunțov, dar autoritățile britanice le-au refuzat acest demers pentru că el ar fi primit azil și s-ar afla sub protecție. Totodată, Busuioc a catalogat acuzațiile avocaților lui Osatei drept declarații cu tentă politică.